schimbarea la cârma echipei CS Costa Rom. Începând de ieri, fotbaliștii pășcăneni au un nou antrenor în persoana fostului jucător profesionist Adrian Câmpeanu. Decizia a fost luată după o discuție între proaspătul antrenor și principalul finanțator al echipei, Vasile Pleșca. În această dimineață a avut loc și primul antrenament oficial condus de Adrian Câmpeanu. Schimbă! Abdomen! Tânărul în vârstă de 33 de ani locuiește în Piatra Neamț și a trecut pe la majoritatea echipelor importante ale campionatului românesc de fotbal. În cei peste 15 ani în care a activat ca profesionist, acesta a înscris nenumărate goluri din postura de atacant pentru Farul Constanța, Gloria Buzău, Petrolul Ploiești și altele. În carieră am început fotbalul la liceu cu program sportiv, bine, ca și junior, să zic, spre finalul junioratului la liceu cu program sportiv Vaslui, liceu cu program sportiv Roman, iar terminând, înainte să termin junioratul, am început ca și senior la Roman, am continuat la Petrolul Ploiești, Jiu Petroșani, Farul Constanța, Gloria Buzău, Unirea Alba Iulia, FCM Bacău, și am terminat acum la Brăila în ultimii 2 ani jumătate. Ca antrenor, își dorește să promoveze tinerele talente la un nivel cât mai înalt. În urma discuției cu domnul președinte, am hotărât să colaborăm pentru un proiect, sper pe perioadă lungă, bazat pe promovarea jucătorilor tineri, expunerea lor în fotbalul românesc la un nivel înalt, dar bineînțeles toate astea cu răbdare și cu perseverență. La o primă întâlnire cu fotbaliștii pășcăneni, acesta a rămas plăcut impresionat de valoarea lor, însă lotul trebuie îmbunătățit după plecarea mai multor jucători importanți. După primul antrenament care l-am susținut, mi se pare un lot cu niște copii foarte buni, calitate bună în ei, dar lucrul ăsta trebuie să-i motiveze pe ei ca să poată să dea cei mai buni din ei să facă pasul să plece la echipe mai mari. Menționăm că sâmbătă CS Costa Rom va juca un meci amical cu echipa a doua de junior A1, urmând ca pe data de 30 iunie să joace în turul al doilea al Cupei României cu ACS Tudora.